Bună dimineața, doamnelor, bună dimineața, domnilor. Începem o zi importantă. Începem o zi în care mai înțelegem și noi niște lucruri în legătură cu noi. Începem una dintre zilele acelea importante din istoria țării ăsteia. Când, dacă te trezești că faci un bilanț, dacă le pui lucrurile cap la cap, îți dai seama că să vezi tu, să vezi tu că nu suntem atât de tâmpiți pe când ni se spune că suntem. Nu știu dacă reușim, să trăim cu această perspectivă, pentru că noi suntem obișnuiți să gândim depreciativ în legătură cu noi, suntem obișnuiți să fim mai atâmpiți. Noi nici nu știm să sărbătorim, mă, când e ceva de sărbătorit, e adevărat, nu așa, Anapola. Nu știm să avem succes, ne încurcă, suntem într-o situație bizară. Nouă ni s-a spus că suntem o țară mică. Păi Bucureștiul este 1, 2, 3, 4, 5, cam al 7-lea oraș din Uniunea Europeană. După care România, da? Hai să vedem. O țară mică, România, da? Unde am? Locul 10 în Uniunea Europeană ca număr de populație. Ca populație. Olanda, mult mai puțin decât noi. Grecia, mult mai puțin ca noi. Portugalia, jumătate din populația noastră. Cehia, la fel, jumătate din populația României. Dacă noi suntem o țară mică, Suedia, care are 9 milioane de oameni, că altfel nu pot să le zic, de suedezi, mă rog, hai chiar să le zicem suedezi. Așa, Austria, la fel, 8 milioane, uite. Elveția, 7. Mă, ți-e și rușine cu ăștia, mă, Danemarca, 5 milioane. Nici nu vreau să stau de vorbă cu Danemarca. Deci noi am trăit și trăim în continuare cu impresia asta că suntem o țară mică. Și din țara asta mică, de 20 și ceva de milioane de locuitori, dom'le, uite ce se întâmplă. Că dacă tragi o linie, avem cea mai bună jucătoare de tenis din lume. Avem cea mai bună jucătoare de handbal din lume. Am depășit economia Greciei, mă. Și am auzit știre. Economia României e mai puternică decât economia Greciei. Președintele României este primul președinte, șef de stat, care se duce să se întâlnească cu președintele Americii. Și apoi ăsta la altul, Grindeanu, primul premier care se întâlnește cu premierul Franței. Suntem și făcuți să avem o părere proastă despre noi, adică ne și părem unii altora tâmpiți, adevărat și asta. Dar cred că ce trebuie să facem, fiți atenți că am eu o idee ce trebuie să facem, că nu pot să o las așa. Trebuie să vin cu o idee. Mă, noi trebuie să cucerim o țară, niciodată în istorie n-am cucerit nimic noi. Deci trebuie să facem chestia asta, trebuie să... Am fost toată până la Budapesta și i-am eliberat în al doilea război mondial de comuniști. Bă, dar trebuie să facem chestia, trebuie să cucerim o țară, mă. Și după aia îi lăsăm, deci nu rămânem acolo pe capul lor. Se numește cucerit sportiv. Bă, trebuie să apucăm de undeva, că nu mai suport chestia asta, lamentația asta generală din țară. Uprising Muse este live-ul din dimineața aceasta. Se petrecea în 2012 undeva în lume. Ea trebuie să-l câștige repede, două, trei schimburi cu loviturile ei plate, împușcate, altfel pierde. Eu mai sper ceva și anume că fizic Pliskova o să se moaie în acest moment. Am văzut niște semne la începutul setului 3 în care sufla destul de greu. E da, iată ce speram, stimați spectatori, o minge, o greșeală. 100% neforțată, minge trimisă, minge ușoară pe centru, trimisă în burta fileului de Pliskova,
este un semn rău pentru ea și bun pentru noi. Pare că a obosit. Out. Foarte puțin primul serviciu out. Două mingi de 5-3 pentru Simona. Ia să vedem. Am văzut nenumărate mingi ale Pliskovei în felul ăsta, riscă, nu mai are putere pentru raliuri și atunci riscă, pune totul în toate loviturile și, din păcate, are un procentaj încă ridicat. Îi intră, asta se numește a lovi ca înnecata. Clipa de față, i-a intrat, mai are o minge de 5-3 Simona. Primul serviciu intră și cred că a fost out după fața Pliskovei, cred că a fost out. Da, 5-3 pentru Simona. Mamă, mamă. Simona va servi pentru a doua finală la Roland Garros. Simona for president. Ia, ce se întâmplă? Într-adevăr, Pliskova a trimis rătul ușor. Pliskova. 15-0, Simona. Alergă, alergă în disperare Pliskova cu ultimele resurse. Și... ia. Incredibil. Servește cât poate Simona. Și mingea iese. Da! Simona este în finala Grand Slam Roland Garros 2017. Suntem finaliști, am câștigat cupa. A avut o adversară extrem de puternică.